Relația Republicii Moldova cu Uniunea Europeană nu va fi afectată dacă guvernarea de la Chișinău va înfăptui reforme în beneficiul cetățenilor. De această părere este fostul șef al misiunii Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană, Eugen Caras. Acesta a declarat că reprezentanții UE urmăresc cu mare atenție ce se întâmplă în țara noastră. Lucrul pe care Uniunea Europeană mereu l-a spus este importanța reformelor la Chișinău, acasă. Deci și acest sprijin din partea Uniunii Europene, fie că este politic, fie că este financiar, fie că este în alt domeniu, deci este condiționat, este strict condiționat de reformele care se desfășoară acasă și în baza rezultatelor de reformă, deci acest sprijin va continua să meargă spre Chișinău, spre Republica Moldova. Fostul șef al misiunii Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană a dat asigurări că UE va sprijini orice guvernare, indiferent de clasa politică care se află la conducere. Important este ca aceasta să ia decizii corecte pentru a înregistra progrese în parcurgerea drumului european. Relația Uniunii Europene cu Republica Moldova nu va fi afectată, deci în momentul în care Chișinău va livra reforme, va face reforme, va da rezultatele pe care le-a declarat și le-a asumat, respectiv eu văd în această situație o continuitate din partea Uniunii Europene față de noi. Ei, Uniunea Europeană, statele membre, vor să ajute cetățenii, ei vor sprijini orice guvern care este axat pe reforme, care este axat pe îndeplinirea agendei pe care o avem cu Uniunea Europeană în beneficiu cetățenilor. Anul acesta s-au împlinit 5 ani de la semnarea acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova. Astfel, Eugen Caras a specificat că în această perioadă țara noastră a înregistrat rezultate bune în urma semnării acestui acord. Relația Republicii Moldova cu Uniunea Europeană este una solidă și asta se datorează în primul rând acordul de asociere. Deci acordul de asociere este la baza sau temelia aceste relații. Peste 65% din comerțul Republicii Moldova pleacă cu destinația Uniunii Europeană. În jur de 50% din import este din Uniunea Europeană. Deci Uniunea Europeană este cu certitudine și cu siguranță deci cel mai important partener comercial al Republicii Moldova. E cu tot o altă realitate acum, e cu tot o altă lume și asta spre beneficiu sigur a populației, că pot circula fără vize în spațiu Schengen. Eu sunt încrezător și sunt optimist că relația noastră cu Uniunea Europeană este pe o pârtie bună. Precizăm că Eugen Caras a fost rechemat în luna curentă de la șefia misiunii Republicii Moldova pe lângă UE. Conform decretului semnat de șeful statului Igor Dodon, în această funcție a fost numită Daniela Morari, care a fost propusă de fostul guvern. Ex-reprezentantul Moldovei pe lângă Uniunea Europeană, Eugen Caras, s-a alăturat echipei prezidențiale în funcția de consilier în domeniul politicii externe.